tu ești adăpostul și scutul meu și noi nădăjduim și noi nădășduim în făgăduințele tale. Amin. Mare minune să poți să te adresezi lui Dumnezeu, să poți să îți pui încrederea în El și să fii convins că Dumnezeu nu doar că te ascultă, ci și își împlinește cuvântul său, promisiunea sale cele veșnice minuni despre care părinții noștri ne-au vorbit, dar a venit vremea ca să le trăim noi în viețile noastre, ca să putem să spunem și noi copiilor noștri ce minuni face Dumnezeu. A făcut, face și va face... Ne pregătim pentru vremuri grele? Ne pregătim dintr-un simplu motiv, pentru că știm că vor veni. Ceea ce nu știm este intensitatea și durata lor. Un frate mai în vârstă îmi spunea, știi care este pentru mine definiția credinciosului? Și zic că am încercat să fiu așa absolvent în teologie, să-i dau definiții și ce nu. Este, este omul care abia a ieșit din o încercare și știe că va veni următoarea. Deci abia a ieșit din una și știe că va veni următoarea. Dar știe că nu este singur. Și asta e minunea. Ne dorim și căutăm mult să fim lângă copiii noștri. Dar vine ziua când copiii vin, spun și spun, tată, mamă, trebuie să plec, să merg pe drumul meu. Și atunci doar rugăciunile noastre îi mai însoțesc și inima. Rugăciunile noastre din dimineață, de seară. Sigur vor veni încercări. Vor veni peste noi, vor veni peste cei dragi inimilor noastre, cum ne pregătim și cum mă pregătesc. În înțelepciunea sa poporul român a scos așa o, un cuvânt de înțelepciune. E bine să strângi bani albi pentru zile albe, negre. Adică acele zile care cu siguranță îți vor aduce vremuri pe care nu le-ai dorit, nu le-ai așteptat, nu te-ai gândit că vor fi atât de, atât de nesigure și de grele în, prin natura lor. Un alt, un alt, o altă modalitate este să ne facem prieteni în poziții înalte, cât mai înalte. Din când în când, să spui celor din jurul tău, sunt, sunt prieten cu domnul prefect, sunt prieten cu directorul spitalului Elias, și ne căutăm să facem așa în, în, în tot spectrul acesta, medical, politic, judecătoresc, educațional, să avem prieteni la care să apelezi când ai probleme. Chiar cineva mi-a spus, o dată, mă, tu, tu nu vine la mine decât când ai necazuri, probleme. Tu altfel nu mă cauți și a trebuit să mă tuisești. Da. Da. Vine și vremea, dacă nu a venit pentru mulți dintre noi, când vom înțelege cât de nesigură este viața. Eu stau în Spitalul Județean Târgoviște. Non-stop vin salvări cu sirena apusă și toți care mă vizitează și aud, aud, îmi spun așa, zice, cum mai supoți? Și le spun, știți ce din sunt? Mă bucur că nu sunt eu în salvarea aceea. Cineva mi-a spus dată, nu fii trist că ai zgomot. Mulțumește Dumnezeu că nu ești tu sau cineva drag în acea salvare care se grăbește la, la, urgență. Mulțumește Lui Dumnezeu. Dar înțelegem și eu înțeleg foarte bine, poate și dumneavoastră, cât de nesigură este lumea în care, în care trăim. Vine vremea când vom înțelege că doar Dumnezeu și cuvântul Său sunt repere de siguranță în lumea aceasta. Doar Dumnezeu este reperul în care pot să mă încred. Uh, tare frumos să zice aici uh, psalmistul, uh, tu ești adăpostul și scutul meu, uh, în alte traduceri, tu ești adăpostul și o ocrotirea mea. Să știi că ai pe cineva care zilnic e lângă tine. Să știi că zilnic îți acordă ce? O crotire. Chiar și atunci când tu nu s-a întâmplat să înțelegeți peste ani ce a însemnat binecuvântarea Lui Dumnezeu. Nu atunci. Deși am rugat pe Dumnezeu să ne vorbească, să ne, să ne arate un semn al locotării Lui. Și nu, nu s-a întâmplat nimic. Dar peste ani, peste ani am înțeles. Și atunci am văzut că doar Dumnezeu a fost să folosesc un termen din poliție, antemergătorul. Dar el nu este doar înainte. Este și în urmă, și la stânga, și la dreapta. Este interesant, Mântuitorul Cristos face o afirmație: Împăratul lumii. Vă pun întrebarea aceasta. Care împărat și a dori ca în împărăția lui să aibă numai oameni cu probleme? Oameni tudiți. Și totuși, Mântuitorul Hristos spune: Veniți la mine toți cei tudiți și împovărați. Care împărat și a dori în împărăția lui tudiți și împovărați? Și a doi ce? Numai oameni, așa, unul și unul. Și totuși Mântuitorul Hristos zice, veniți voi la mine. Și știți ce oferă? Cel mai bun, cel mai bun, cea mai bună ocrotire în, în vremuri de nevoi. Liniștea inimii. De câtva timp am început să mă rog în fiecare seară spunând și aceste lucruri. Părinte Ceresc, în nume Domnului Iisus, te rog ca și în ziua de mâine să faci în așa fel încât atunci când mă voi întoarce să mă odihnesc, să mă pot liniști cu sufletul în odihna ta. Să am sufletul liniștit. Știți ce bine este? Ați avut vreodată sufletul liniștit? Ați încercat vreodată să dormiți cu sufletul neliniștit? Atâtea Da, Dar ce, ce, ce liniște Mă gândeam o dată așa, parcă este liniștea când Mântuitorul Hristos îi spune, taci, fără gură, și s-a făcut liniște. Valurile vieții lovesc și pot lovi în fiecare dintre noi, cum nu ne închipuim de tare. În Domnul Iisus Hristos avem ce? Avem o clătire, avem un loc de scăpare, și mai spune El, avem și făgăduințele Lui nespus de mine, scumpe și, scumpe și primate. făgăduințele Lui. Dar ca să pot să primesc făgăduințele lui în inimă, să trăiesc prin ele, să nădăjduiesc în ele, știi ce îmi cere? Să-l iubesc. Să-l iubesc. Așa cum n-am iubit și nu pot iubi pe nimeni altceva. Să iubești pe Fiul lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu. Doar iubind, doar iubind pe Dumnezeu. El este acela care spune, chiar dacă vei trece prin ape, adânci chiar dacă te ce prin foc. Chiar dacă va fi liniște să știi că oricum furtuna este tot acolo. Și eu voi fi cu tine. Să ne încredem în Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul Isus Hristos, Fiul Dumnezeu, ne-a chemat la El și vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Și nu pot să mă rog decât așa. Doamne, fă ca o să rămână permanent în inima mea. Doamnelor și domnilor, să ne odihnim în Dumnezeu, să facem din El scutul și ocotirea noastră și mai ales să facem din El acela pe care îl iubim așa cum n-am iubit pe nimeni. Să putem să cântăm și noi ca poetul și îți voi cânta Iisus iubit de drag o veșnicie, căci te-am iubit și te-am dorit. Că nimeni nu știe, nici măcar soția, nici măcar copiii, nu știu cât de mult l-am iubit și-l iubesc. Dar el știe. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim cu adevărat urmașii lui în lumea aceasta, care trăim prin credință și arătăm că ne încredem în el din toată inima. Vă mulțumesc!